Și discutăm despre acest caz clasic de numire în sinecurile de la stat cu Dumitru Borțun, profesor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, expert în comunicare așadar. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Vedem așadar o carieră fulminantă, două zile a durat aceasta. Cristi Pascu a fost revocat din funcție aseară de premierul Marcel Ciolacu, în contextul în care tot ieri ministrul finanțelor publice Marcel Boloș, cel care a înaintat această propunere de numire a lui Pascu spre Palatul Victoria, a spus că nu i-a citit niciodată CV-ul și că propunerea a venit pe linie de partid. Cum să vedem această propunere? În ce cheie, domnule profesor? Știți cum am văzut eu la început? Ca pe un semnal mafiot. Știți cum este între mafioți? Îți sperie copilul, ți-l răpește pentru o oră și pe urmă îi dă drumul ca să-ți dea un avertisment. Data viitoare nu ți-l mă, nu-i mai dăm drumul. Îți sperie soția și așa mai departe. Ăsta a fost ca între mafioții către conducătorii firmelor jocurilor de noroc. Stați liniștiți că am pus acolo un frizer. Deci nu o să vă facă probleme. Așa am perceput eu inițial. Pe urmă, faptul că l-a retras e un semn bun, însă declarația ministrului Boloș este semnificativă și mi-a venit pe linie de partid. În România, ca să înțeleagă toată lumea care ne urmărește, pe linie de partid nu înseamnă numire politică. Așa spunem de obicei, numit politic, pe ideea că e pe linie de partid. Politic ar însemna că l-a numit pe domnul Pascu acolo fiindcă e social-democrat. Cu convingeri social-democrate, înțelegeți? Și de-aia e pus acolo, ca să rezolve problema asta dintre muncă și capital, dintre statul național și supranaționale, în variantă social-democrată. Nu, acolo e o gășcărie. L-a trimis pentru că ori îl tunde personal, ori îl cunoaște din anturajul dumnealui. Aici se vede ce înseamnă limita anturajului personal a acestor personaje care au ajuns în fruntea țării, cât de săracă este în oameni de calitate lumea lor și că sunt incapabili să treacă pe varianta modernă, concursul pe post. Adică măsurarea competențelor. Mai țineți minte ce spune domnul Popescu Piedone acum două zile? Că îl numește pe fiul lui fiindcă are încredere în el. Care e problema? Șase copii dacă ar avea, i-ar pune pe toți. Domnule profesor, dacă tot ați dus discuția în această direcție a lui Cristian Popescu Piedone, vă reamintesc că acesta și-a pus mai multe rude în funcție la primăria sectorului 5, acolo unde este primar, în capitală, și mai mult decât atât, a declarat că dacă va ajunge primar general al capitalei, va urma exact aceeași rețetă. Asta ține de o Românie premodernă. Acești oameni sunt niște relicve ale unei epoci revolute. O epocă, nu zic trecută, fiindcă din păcate România încă n-a trecut, dar ar fi trebuit să fie depășită. Etapa evului mediu în care singura sursă de încredere și de obligații morale era relația de rudenie. Următoarea era relația de vecinătate. Să fim vecini, să fim consăteni, să fim eventual conjudețeni, atunci am încredere în el. Dar cea mai mare încredere ar trebui să o ai dacă ești un om modern în cel care câștigă un concurs. Concursul de competență. În ăla ai încredere. Nu-i duce mintea până aici. Pentru că mintea lor e setată în feudalism și e transmisă din generație în generație până astăzi. Ei au încredere în ruda lor, în fiul lor și în vecini eventual. Este îngrozitor. Asta ce discutăm acum este un indicator al modernizării societății românești. Cât de aproape suntem de modelul modernității și cât de înapoiat suntem în raport cu el. Și apropo de concurs, domnule profesor, până la urmă, ce șanse reale mai au alți oameni care, să spunem că dau aceste concursuri, dar vedem că nu au loc pentru că sunt făcute anumite numiri, vedem modelul Piedone. Păi pleacă din țară. Asta e problema, pleacă din țară. Nu observați că la noi lipsa de onestitate, lipsa de meritism, lipsa de
recunoaștere cinstită a calităților și a contribuției a împins atât de mult fenomenul auditului până l-am scos afară din țară. Pe noi ne auditează acum Uniunea Europeană. De la Uniunea Europeană ne vin evaluările. Noi nu suntem în stare să o facem. Este exact ca în fotbalul de acum câțiva ani când se cerea arbitru străin, fiindcă nu găsea un arbitru demn de încredere, că e suficient de competent și suficient de onest ca să arbitreze un mare derby în fotbal românesc. Și atunci s-a apelat la arbitrii străini. Asta facem de ani buni. Apelăm la arbitrii străini și în economie și în politică peste tot și așteptăm recunoaștere internațională, pentru că aici între noi nu mai știm ce e fals, ce e adevărat, ce este fake, ce e contrafăcut, ce e autentic, nu mai știm. Ne aducem aminte, domnule profesor, că au fost în trecut și proteste în stradă, referitoare într-un fel sau altul, până la urmă tot la această direcție. Și întrebarea este, domnule profesor, când ar putea scăpa România de aceste numiri care se fac în funcție de preferințe, de gradul de rudenie, de cunoștințe? Și când spun ori reușim să, nu mă refer la cele intelectuale. Ori reușim să alegem la vârful statului, în funcția de președinte, un om care nu e tributar acestei mizerii, acestei coaliții de tip PCR, pile, cunoștințe, relații, și care vine din trecutul nostru de demult, ori presiunea foarte puternică a societății civile. O presiune a societății civile există, din păcate nu foarte puternică. Și de aceea eu personal sper într-o combinație dintre acești doi factori. Un cap limpede și un om modern cu gândire actuală la vârful statului și o presiune tot mai mare a societății civile prin organizațiile, ONG-urile expert, prin organizațiile de bine care fac mult bine în țara asta. Noi nici nu știm, fiindcă nu se văd la televizor, doamna Tompe. Dacă s-ar vedea la televizor, am vedea cât de vie și activă este societatea civilă. Noi vedem la televizor pe indivizi ăștia care vin în costum și la cravată și ne vorbesc de pe poziția unor funcții de conducere. Să vedeți ce este în țară, câte organizații de oameni de bine sunt și se ajută între ei și ajută pe bătrâni, pe tineri, pe elevi, pe persoanele cu dizabilități. Este incredibil. E, această forță, dacă ar veni și ar presa asupra acestor mameluci care vin și ne trag tot timpul în evul mediu, ar fi extraordinar.